Salut, prieteni! Bine ați venit pe canalul meu, Andrei Savciuc Live. Și astăzi vreau să fac așa un vlog. Cum se va numi, eu cred că surprize pentru Betel Club, Ludmila Savciuc și Laura Urabe. Și desigur, și pentru bunica lui Aldeiroș, ca lui Bete, mama mea. După cum vă știți, Laura este în Moldova. Astăzi este duminică, videoul acesta va ieși chiar astăzi. Și Laura astăzi trebuie să plece deja, să se întoarcă înapoi în București. Și ei când au fost data trecută la noi, Aldebeti, bunica împreună cu mama lor, cu Alubeti și alu Laura, au fost când la noi în ospeție, după cum țineți minte, am făcut și un tur atunci și întâlnirea cu Beti și au cumpărat foarte multe atunci plăcinte, prăjituri și lor le-au plăcut foarte mult. A, Irăcica. Și noi astăzi, prieteni, iată, eu am trimis o Irăcica la magazin, special ca să-i facem niște surprize lor. Și am hotărât astăzi, dacă Laura pleacă, da, fac un vlog, păi tamam, cumpărături, cum noi vrem să le transmitem prin Laura. Bunica nu știe, tante Iuda nu știe, sunt calde, tante Iuda nu știe și Beti nu știe. Și noi am hotărât să împreună familia noastră cu Irăcica și cu mama și cu Andrei să le facem o surpriză, deoarece astfel de prăjituri și astfel de plăcinte, cum plăcinte sunt în România, în București. Dar anume, așa cum le pregătesc la noi în orașul Cahul, nu sunt. Și lor le-au plăcut foarte mult atunci când au fost la noi. Ții minte? Da? Și noi am trimis lui Irăcica să cumpere 20 de plăcinte și 20 de prăjituri de cele. Da, cum se numește? Eu nu puteam să iau 20 de plăcinte. Am luat doar 7, deoarece nu erau gata. Dar uitați-vă, prieteni, ce fel de plăcinte. Cu cartofi, cu brânză, cu cașcaval, cu ciuperci, sunt foarte, prieteni. Prieteni, cine vine prin orașul Cahul, numai decât să intrați, să vând aceste plăcinte în piață. Și ce îmi place acolo, că le face, le pregătește de față cu tine. Tu vezi ce pregătesc. Și plus la aceasta, ce îmi place, că sunt coapte, nu sunt prăjite, nu sunt în ulei, dar sunt prăjite. Și cât ai cumpărat tu? 3, 6, 7. Păi, am dat comandă. Ai dat comandă în câte 13? Da. Așa că cine se uită, Beti, desigur, video-ul va ieși chiar astăzi, prieteni, uite, acuși o să-l public și sper că Beti, dacă privește acest video împreună cu mama ei, cu sora mea, să le facem o surpriză din timp și să așteptați plăcințelele noastre și prăjituri. Dar prăjituri cu cremă, eu am luat, dar prăjituri cu brânză dulce și stafide nu am putut să iau, deoarece mi-am furat banii atunci când eu stăteam la magazin. Da, la mine banii erau la buzunar din spate și astea sunt cu cremă, dar acestea cu brânză dulce și cu stafide nu am putut să iau, deoarece când tocmai le luam, cineva cred că mi-a furat bani, deoarece când am ajuns la casă, nu aveam bani. Și eu nu știam ce să fac, eram foarte tristă, m-am tristat și tocmai în lăgrime am venit acasă. Nu știu, ai cumpărat ora 10? Da. Și am furat bani, uitați-vă. Da, iată așa, nu m-am așteptat. Uitați-vă ce fel arată ele, dar nu știu cum să scot din acest pachet să vă arăt. Prietene, acestea sunt preferatele lui bunica, lui mama mea. Uitați-vă așa niște prăjituri. Nu vreau să le scot din pachet, nu vreau să pun mâna pe ele. Și cum ți-au furat banii? Ți-ai din magazin? Da, nu, astea sunt cu brânză dulce, cu cremă n-am putut să iau. Iată așa, ce surpriză s-a primit la noi în video, să spunem. Păi și ce acum se primește? Că numai 10 de acestea ai cumpărat? Da, și eu acelea cu cremă n-am luat. Da. Dar unde? La magazin unde ai fost după ele? Da. După acestea? Nu în piață când după plăcinte. Nu. În piață eu mai aveam bani, pentru că eu am intrat într-un magazin și eu mi-am luat și apă. Da, dar noi oricum, dacă i-am promis că o să trimitem 20 de plăcințele și 20 de prăjituri, atât plăcințele ai comandat deja? Da. Când trebuie să te duci să le iei pe ceva? Mâine. Cum mâine, dacă Laura astăzi pleacă? Nu știu. Laura astăzi pleacă, păi noi
Acum să mă duc eu, da, așa, să văd încă trebuie. Mie mi-a spus că mâine. Ei, mâine. Bine, poate astăzi vor fi gata. Clar că o să fie gata, și o să mă duc eu la piață și o să văd. Da, și acum o să mă duc eu, da, și o să cumpăr. Dar acum unde ai fost în magazin, sunt cameri de luat vedere, mă tin că sunt. Da, sunt. O să mergem acum și acum și o să rugăm să ne uităm dacă se vede cine a luat, cine ți-a furat banii ție acolo. Și altă dată o să-mi iau geanta cu mine, nu o să mai pun în buzunar. Da, deci, prieteni, fiți foarte atenți, eu nici nu știam că tata filmează, măcar acum ați ăsta, acum știți și voi ce s-a întâmplat cu noi astăzi, cu mine, la magazin. Da, prieteni, dragii voi, să fiți foarte atenți. Sunt și de acești oameni, da, și clar, ei cred că se folosesc de moment, anume când sunt copii atrașa din vârsta lui Iarăși, că sunt nu chiar atenți, puțin atenți și de aceea se folosesc de moment și fură bani. Eu tocmai luam eclere și când se merg la casă nu erau bani și mi-am dat seama că cineva i-a luat, că nu puteam eu să-i pierd. Da, prieten, bine, noi am vrut, eu am vrut să fac acest video ca Betty să-l vadă din timp, chiar el acum va apărea, chiar acum peste o oră, tot duminica, că la ora va ajunge, se primește prietenia dacă pleacă astăzi la ora 10 noaptea din Cahul, ajunge luni la ora 6 dimineața în București. Și acolo, desigur, deja o să o întâlnească mama ei și cu Betty. Și dacă vedeți acest video, lasă, nu este nimic strașnic, nu te întresta, noi acolo o să mergem și o să cumpărăm încă 13 plăcințele și încă 10 prăjituri de acestea. Așa că plăcințelele sunt pentru Betty și mama lui Betty și aceste dulciuri, prăjituri sunt pentru bunica. Dacă da. Vedeți acest video, noi vă transmitem un mare salut și vă spunem poftă bună și să le mâncați cu plăcere. Și dacă așa s-a întâmplat, ne pare rău, dar nu este nimic strașnic. Acum mergem și mai cumpărăm altele. Că deoarece Laura astăzi va trece pe la noi, este acum în prezent la bunica ei, și când va trece, când va pleca la București, va trece pe la noi, noi o să o rugăm și să-i transmitem aceste pungi cu prăjituri și cu plăcinte. Da. Ia stai să mă uite unde este telefonul. Vor fi și cu eclere. Cu eclere, da? Da. Dar unde este telefonul meu? Noi o să trebuiască să o sunăm pe Laura, dar numai că Laura nu are prieteni număr moldovenesc. Și o să luăm legătură cu bunica ei, să-i spunem numai decât când pleacă la București. Din păcate eu nu o să o pot să o petrec astăzi, deoarece astăzi este duminica și duminica eu joc fotbal. Și o să petrec eu! Ori tu împreună cu mama, ori deja bunica, nu știu, acum o să luăm după ce terminăm acest, finișăm acest video, dar întâi nu, trebuie să mergem să găsim plăcințele, încă 13 ne mai trebuie. Și încă 10 prăjituri. Eu aici n-am luat cu carne și cu șuncă. Da, cu carne, mă tem că când au fost al de Betty, nici nu le-au plăcut lor cu carne. Nu, întocmai că le-a plăcut cu carne, lui Betty i-a plăcut. Mie mi se pare că lui mama lui Betty i-au plăcut foarte tare cu cartofi. Nu cu cartofi, cu brânză. Lui Betty i-au plăcut cu cartofi. Dar lui bunica pare mi se că i-a plăcut cu șuncă, cu cașcaval. Cu cașcaval sau cu varză? Sau cu miere mama i-a luat? Nu știu cu ce a luat mama ceva. Ei, nu știu, oricum o să vedem. Da. Prieteni, fiindcă deja am făcut acest video, deja vrem să vă spunem și voi, iată, vedeți, eu nici nu m-am așteptat că taman în acest video se va întâmpla și acest lucru, că Ilăcica i-a oferat banii. Ne pare rău, dar fiindcă s-a întâmplat așa deja, dați să vă spunem și voi, să fiți foarte prudenți, foarte atenți când vă duceți undeva și unde țineți banii. Că deoarece eu chiar multe persoane văd, chiar cu telefoanele mobile, banii, iată așa îi port în urmă la buzunărașul din spate. Și multe cazuri, chiar eu personal am văzut, stăteau banii chiar puțin ieșiți afară, se vedeau și eu mereu le spun, doamnă sau domnul sau cine, fetiță, băiețel, zic, vezi că o să-ți cadă banii. Și a, da, da, bine, mulțumesc. Alții spun mulțumesc, alții văd așa straniu la tine. Ei, mă rog, Dumnezeu cu ei. Prieteni, să fiți foarte atenți. Dacă se uită cineva din părinții, din frațul lor mai mari, ca vârsta de lui Irăcica, sau poate și încă mai mică Irăcica, când le dați bani, spuneți-le să fie foarte atenți sau arătați-le acest video, că ce se poate întâmpla. Da, ne pare rău, dar nu avem ce face, lăsați. Nu este nimic strașnic, să fie toată pierderea noastră în acești bani, care
au fost frați care au fost dedicați pentru Obete și pentru Laura și pentru bunica și tot așa. Nu este nimic strașnic. Dacă poate și această persoană, nu știu, este domn, doamnă, domnișoară, acest video, să-i spunem să fii sănătos și măcar să folosești acești bani cu ceva care e folositor. Da, pentru... ceva folositor, cu folos. Da, cu folos să fie. Bine. Bine, prieteni, dar ne-a rămas bun până la video următor, așa că Beti, încă o dată, exact. Beti, Laura, bunica... Așteptați plăcințele! Da, așteptați plăcințele și noi vă spunem pe curând și până la video următor, prieteni. Pa, pa! Pa, prieteni!